Anul nou bisericesc a fost întâmpinat cu slujbă arhierească la parohia Sfântul Ierarh Nifon din Călăraș. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre minunea vindecării copilului lunatic și despre puterea credinței. Mântuitorul a fost foarte întristat de necredința mulțimii, a oarecâți oameni nu a vindecat Mântuitorul, a agonit demoni din atâția oameni chinuiți de ucigăltoaca, n-a vindecat paralitici, n-a redat vederea celui orb, nu i-a curățat pe cei leproși. Cât de repede uită mulțimea aceste binefaceri care vin de la Dumnezeu. Și Mântuitorul are un cuvânt deosebit de aspru. Un neam necredincios și fățarnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suporta pe voi? Are un cuvânt de dojană și față de Tatăl, arătându-i puțina lui credință sau chiar necredința lui, Mântuitorul spunând cât despre a putea, toate sunt cu putință celui ce crede. Păstrați în inimile frăților voastre aceste cuvinte ale Mântuitorului, toate sunt cu putință celui ce crede. Este o axiomă, un adevăr pe care îl putem trăi clipă de clipă în viața noastră. Toate, dar absolut toate, sunt cu putință celui care crede. Iată, pericopa Evangheliei acestei duminici ne arată și ne vorbește despre puterea nemărginită pe care credința o are în viața noastră. Și Mântuitorul spune ucenicilor săi și ne spune și nouă prin ei, adevărat vă spun vouă, dacă veți avea credință cât un bob de muștar, sămânța abia se vede pe buricul degetului. Este mai mică decât toate semințele, dar aruncată în pământ o răslește și crește mai mult, mai înalt decât toate legumele, se face un pom în care păsările cerului își fac cuib. Deci atât câtă credință am avea nevoie ca să spunem unui munte, du-te de aici, dincolo, și lucrul acesta se va întâmpla. Iată cât de puternică este credința. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Vincențiu a săvârșit slujba de Te Deum cu ocazia începutului noului an bisericesc. Parohia Sfântul Ierarh Nifon din municipiul Călăraș a fost înființată în anul 2003.